Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CS:GO Overwatch, deoarece am văzut că este foarte apreciată această serie. Îi mulțumim încă o dată abonatului nostru numărul 1, Bogdan, pentru că ne-a lăsat contul lui să facem Overwatch. Mama are poză cu Unity Hexon. Mama are și nume. Ai de capul meu, bă băieți. Da, bă băieți. Mi-am zis în episodul trecut foarte mulți hateri: bă frate, tu nu știi să faci Overwatch-uri, bă frate, ești praf. Și am primit chestia asta pe Facebook de la băiatul ăla. Wow! Deci dacă nu fac așa de bine Overwatch-urile, de ce a primit că cel pe care l-am pula mea, pe cel care l-am acuzat de cheating la Overwatch la ban? Oare de ce? Pentru că face raul Overwatch-urile proaste. 100% de asta. Deci 1.000.000% de asta. Da, bă băieți, dați și voi acolo like să strângem 1000 de like-uri la acest episod și haideți să-i dăm. Este primul Overwatch pe Inferno. Inferno, mapa noastră de codați, pe care am dat și codatul ăla care asundea super bine hack-ul. Hai să vedem dacă este tot un codat aici. La Overwatch foarte multe bani hapuri care nu prea sunt reușite. Deci asta este un semn care coduri. Haha, glumesc. Ok, am crezut că pune ținta și dă, dar nu i-a dat aparent la ier... N-am văzut chestia asta. Vreau să dau să văd în... N-am văzut, mă uitam pe OBS, pe al doilea monitor, că da, acum filmez cu OBS-ul, m-am mutat de pe Shadowplay. Ok, omul se bucură, deci probabil că a făcut un frag șmecher, da, așa, dă-i din cap, dă-i din cap. Dă-i din cap, dă-i din degete. Și haideți să vedem, mamă, strei pe banana acolo. Ăștia nu, doi din City iau, mamă, iau rupa ea de pe banana aici, nebun. Hai să vedem, bă băieți, ce face aici suspectul nostru, ce face el suspect aici. Dă un prefer, ceva, dă un prefer, mamă, double scope aici, nu-i bine, nu-i bine deloc. Mă, ăia doi pe banana, deci nu cred că o să mai facă ce... Ba, ba, opa, opa. A, da, puși, cred că se duc pe A, băieții vor să ducă pe A, dar ține băiatul ăla din City și nu pot să facă nimic. Omul trage ăia prin cutii, stă aici, chem, nicio treabă, n-are omul. Iceberg l-a omorât pe... Lily de la ei și cred că ăla e cam mort, nu știu cum să vă zic. Oh, ok, se duce și suspectul nostru, ăla cred că s-a enervat. Ia, oh, oh, și a câștigat runda de suspect. Haideți să vedem, bă băieți, următoarea rundă. Bă, n-am văzut kill-ul ăla prin perete, am văzut că a dat ceva kill, probabil că au dat un shot random, nu știu dacă i s-a dus direct ținta pe cap. N-am fost atent la chestia aia și mi pare foarte rău că n-am fost atent la chestia aia. Haideți să vedem dacă dă un prefer sau ceva, acum chiar sunt curios de chestia asta. Oh, ok, a pus ținta când a vrut să dea pic, asta a fost un pic așa. Haideți să vedem, double scope din nou, a tras aiurea prin smoke, dă un nou scope prin smoke, nimic interesant până acum. Încă un nou scope prin smoke și încă unul. Și încă unul. Aha, l-am ghicit pe ăsta. Da, deci trage băiatul prin smoke, aiurea n-are nicio treabă. Dă, folosește toate glanțele pe smoke-ul ăla. Haideți să vedem ce face acum de suspectul nostru. Mă scuzați, iară corona. Ok, acum îi știe pe aia din dreapta, pe Lili și pe Carpezan sau cum îl cheamă pe la Ciclon. Dăm un X2 aici. Ah, ok, aia a făcut shoulder pick și a plecat. Suspect aici, suspect. De ce? Se duce ținut pe el? Ah, nu se duce. Mamă, dar parcă îl știe că e acolo. Astea sunt faze pe care le face un codat de obicei, dar nu neapărat. Poate să facă și un player normal, dar eu așa fac tot timpul când îl știu pe unul și vreau să joc obvious și îl știu pe unul. Acolo îi dau shoulder pick de ăsta ca să tragă mine, după să pot să-i dau prefer, dar văd că nu a fost în cazul lui. Uite, acum s-a oprit. Asta încă o fază dubioasă. De ce te oprești tu, suspectule? Să screenshot oare sau să activezi acolo codanul, modanul? Haideți să vedem, ăla de la el face mare bunny hub de acolo. Nu știu cine, la Kiwi cred că era. Dar suspectul nostru nu prea are pe bunny hub nici pe... Câte kill-uri are omul ăsta cu aia? Are 5 cu 3. Păi și de ce a fost raportat? Că nu văd nimic ca suspect până acum. Adică kill-ul ăla nici măcar nu l-am văzut. De la da, nu știu. Dacă a fost suspect și nu l-am văzut, chiar îmi pare foarte rău, dar nu l-am văzut. Ok, am crezut că e ASG-ul ăsta. Mamă, se uite la skin, cred că o să-l ia. Ce v-am zis? Am o să-i dea spec la skin. V-am zis, mă, bă, dar n-ai cum, mă-l ghicesc așa pe omul ăsta, mă. Cred că ăsta e Overwatch-ul meu, mă, și nu mai știu eu că l-am jucat și acum inconștientul meu și aduce aminte așa încet, încet ce am făcut meciul ăsta, știți? Eu nu mai știu meciul ăsta, că în rest nu știu cum îmi dau seama. Acum o să ia AWP-ul ăla de pe jos. Fără motiv. A, nu l-a luat, ok, nu, n-am ghicit-o pe asta. Și băieții stau cu bomba, aparent ăla este pe acolo, pe nu știu direct unde e ăla, mă. A, e acolo, spre City. Acum vine înapoi, se duce spre mid, omul. Lily al nostru duce pe mid, cred că l-a văzut pe ăla și runda este câștigată de cel la City. Încă o dată, nu știu dacă o să-i dau la asta care vreun cod, că momentan nu văd nimic. Haide, bossule, fă și tu ceva suspect, de ce ți-ai luat report? Sau ăsta i-au dat report la toată echipa probabil și a băgat pe toți în Overwatch. Uite, omul știe smoke-uri, ai știu mare smoke-ul. Bine, cred că ăla dă, nu știu exact unde dă smoke-ul ăla, mama, la fix la Carl a dat omul, mamă, mare smoke ce-a dat. Ok, bă, nimic interesant până acum, vă spun sincer că nimic interesant care să mă facă să-i dau... Convict, trage random wallbang-uri, n-are nicio treabă omul cu viața. Se plimbă, stă cu capul în jos, are movement, zici că n-are o mână și piciorul ilegal la spate, deci nu știu ce să-i dau la asta cu aia, serios, nu știu ce să-i dau. Îi lasă pe ăștia lui să se lupte aparent. Ok, nu știu ce a fost aia. Hai să spunem că na. Nu știu ce să zic, aș vrea să văd mai multe runde. Dacă nu văd mai multe runde, n-am ce să-i dau, bă băieți, bă. Chiar n-am ce să-i dau. Mă uitam și la radar, nici n-am fost atent la kill-ul ăsta. Trebuie să fiu foarte atent la crosshair-ul lui. Ok, acum băieții dau difuz la bombă și nimic interesant nu se mai întâmplă. Trebuie să fiu foarte, foarte atent la ținta lui. Hai să vedem, la ținta lui suntem atenți, da? Că până acum n-am văzut nimic suspect pe ținta lui. Nici kill-ul ăla, headshot-ul ăla acolo pe banana, că m-am uitat ca prostul la radar. Eu mă uit la radar să văd unde-s băieții. Da, am și wallhack-ul, nu știu de ce mă uit la radar. Dar în fine, hai să vedem, face ceva acum? A dat, mamă, ce nade prost a dat, bă, omul ăsta e autism, mă. Ok, dă-i prismul, frate, suspect. Ah, a dat nu scop. Mai mă, suspectule. Bine, nici nu se duce cu ținta pe el. Asta, ba, parcă un pic se ducea cu ținta spre el. Dar nu știu ce, mamă, îl blochează a lui. Hai să vedem. Ce face, dă un prefire, ceva, dă-i un prefire, mane. Ok. Și nu văd, mamă, da, iurea prin perete. Asta a fost dubios, foarte dubios. Wallhack-ul, ce faci tu? Are hack, are hack. Are și wall shame. N-avea de unde să știe că l-a plecat, că nu l-auzea, era fire-ul ăla sau ce era, dar n-avea de unde să știe pe ăsta. Da, deci suspectul nostru s-a adeverit, are și wall și hack, și wall și aim, aparent. Hai că cu aim-ul nu sunt sigur, dar cu wall-ul sunt 100% sigur. Mi-a sărit un pic ținta acolo, dar cu aim-ul sunt, ăsta cu wall-ul sunt 100% sigur că are. Deci de wall are clar, până acum de la mine convict. Că fix când a plecat ăla de acolo, omul s-a dus, frate, și nu cred că l-a auzit. Eu mai mult ca sigur că nu l-a auzit pe ăla. Hai să dăm prefer ceva omul nostru aici. Nu, stă doar chem și se uită prin perete. Adică se uită la perete, că nu se uită la nimic prin perete. Hai să vedem, Lily al nostru dă. Ok, hai, dă-mă pic. Mamă, frate, de ce trage acolo, omule? Că nu e pe nimeni, nici dacă era acolo nu l-ai. Prin 7 pereți prin cât ai tras. Bă, omul ăsta e dubios, rău, mă-i dau doar pentru ăla ăsta. Doar pentru ăla e 100% momentan. Ok, bă, dar nici pentru ăla nu i-aș da, mă, cu ei ce slabi, mi-e și milă de îl iau ăia pe la... No. Dar ce să fac, man? Ce să-i dau la ăsta? Oh, ce-a fost aia? Și mi s-a dus iară sonorul la CS, bă băieți, bă. Bă băieți, ce-i cu sonorul ăsta la CS? Stați că aia... This was crazy, man. This was crazy. Aia... Și activa rage-ul cumva? Maybe rage hacking. Hai să vedem, și activa rage-ul, că mi s-a părut că i-a sărit ținta acolo, dar... Mie cu sonorul ăsta la CS nu prea se împacă CS-ul meu cu sonorul. Ăla se uită prin verete sau... Ok, haideți să vedem, bă băieți, dacă și-a activat... Spinul sau nu, mă rog, spinul. Hecu. Oh, și-a băgat de toate să moară Bibi și Tina. Cu Amadeus și Sabina să repesc avântul. V-am zis care ex, am bat pula, v-am zis, mă! Bă, oricât de bine l-a ascuns. Am simțit eu care ceva, mă. V-am zis care ol. Bine, acum are de toate, dar... Doamne, mă, și-a activat omul de toate, mă. Bă, eu v-am zis că zice Raul 2 că acum unul are cod. Bă, ăla are garantat mai mult decât că nici Gaben, mă, nu ghicește așa ca mine, mă. Eu v-am spus. Deci eu v-am spus, mă, că are ceva. Poate unii ziceau, bă, fraiere, vezi că stai clear, de ce-i dai? Bă, dar eu v-am zis, bă, oricât de prost jucai, l-a făcut 2 kill-uri, cred că. Bă, dar din alea 2 kill-uri mi-am dat seama că ăsta are cod. V-am zis că are cod. Haterilor, să vă fut în gură pe ăștia care ziceți că-s prost și nu știu să dau Overwatch-uri ca lumea. V-am zis, mă, bă, din 3 kill-uri, 2-3 kill-uri cât o făcut, nici n-am fost atent cât o făcut. Nici n-am fost atent la kill-urile alea și mi-am dat seama că ăsta are cod. Ia uite, no, bă, îl urmărește. Acum nu mai futute în gură, acum ascunzi, mă. Dar pentru ce mai ascunzi acum? Că oricum ești prins. No, păi ce să mai fac? Să aștept să văd dacă are pentru grif ceva. Că nu mai am de ce să... Chiar nu mai am de ce să aștept. No, uite-te și tu. No, uite. Îi dă mare prefer la ăsta. Nici nu s-a puce la să iasă. Că îi dă prefer. Fiți atenți aici. Mamă, ține ținta prea sus. Bine, are aim-ul. Eu trage în jos, da, na. Hai, zine, mă, la asta acolo. Cred că și Lily ăla are ceva. Sau are info de la echipă. Că nu știu. Credeți voi că stătea la chiar... Ok, și-a luat mare cap la final, ok. Clar, pentru astea două, 1000% și mai stau la discuții. O, dar extra nu cred că am văzut să aibă ceva și Griffin. Băi, aș fi dat și pentru Griffin, dar nu știu ce să zic. Gen, n-am mai stat afeca. Uite, antisocial, nu știu ce, dar n-are rost, mă. Oricum e Shaban, bă, băiatul nostru, bam, sumit verdict și mai așteptăm încă un verdict, băieții. Nu? Că așa este corect. Mai așteptăm încă un verdict și trecem la următorul. Mă, mamaie, mă, am primit al doilea Overwatch instantaneu. Băi, ești nebun. Ies și eu frumos din CS, dau CS în bară, vreau să iau o pauză și intru peste 2-3 secunde direct Overwatch nou. Băi, am făcut la ăsta, tras factorul să moară Bibi, dau ăștia toate Overwatch-urile numai pe contul ăsta, vin să-mi bat piciorul la cât de bine le-am făcut pe alea. Haideți să vedem, poate ăsta are cod, poate că n-are. Poate că are și că n-are, adică poate joacă jumătate de meci fără cod, poate un meci cu cod, nu știu, vedem. Hai că eu chiar sunt curios de asta, chiar îți jur, deci eu înainte de fiecare meci de Overwatch, bă, așa de tare fierb și uite, eu acum văd de ce se auzea primul meci încet, pentru că eu pe OBS am desktop audio dat la minim. IQ 250, hai să vedem, un meci pe cash, asta e mapa Nu chiar mapa codaților, dați mulți codați oricum pe cash. Așa că vreau să știu și eu ce se întâmplă aici. Haideți să vedem, bă băieți. S-a blocat loading-ul, nu se mai dă load. Ba s-a dat. Se aude prea tare CS-ul 0.12. Ok, omul și-a luat report destul de târziu, părerea mea, și haideți să vedem ce face suspectul nostru. Să o luăm 0.1 pentru că se aude prea tare. Să vedem ce face suspectul nostru. Ăla stă acolo. Mama, a încercat omul un nou scop aici. Cred că vrea să participe la Cheating and Proud. Și am înțeles. S-a uitat direct pe ele și nebun. Wow, băiatul nostru s-a activat aici. A zis, bă, picioarele, mă, eu vreau, trebuie să-i bapă, știa, mă. Da, uite, chiar într-o situație de pierdere. Adică omul pierde meciul. Ai, de pui, mi-e dă zoom la oameni prin perete, mă. Dar asta ce are, mă? Stare... Cred că are probleme, mă, ăsta nu știe când e namic cu spatele peretelui și când nu-i și dă direct scop. Ioi de pui mei, mă, ce-i cu ăsta, mă, trăiți, el are Parkinson, îi scapă mâna pe mouse. Ăsta are codare și all shame ăsta. V-am spus și pe ăsta l-am ghicit. Bine, se vedea la nou scopurile alea cum îi făcea ținta. Ai de cadă, ăsta e paralizat, mă. Ăsta joacă cu mâna stângă legată la dreapta. Uite-l coaie cum joacă, să... What? What the fuck of... What? Bă, Zan, tu ești trițar familia. Bă, ăsta e Zan, mă. Cum joacă ăsta, mă, dar cum l-a luat pe ăla din side? Deci ăla din side a fost... Bă, ăsta care ești de suspect acum, bă, bagă-te cu kill-ul ăla la Cheating and Proud, că rupi. Bă, mare, dacă te bagi cu kill-ul ăla la Cheating and Proud, îi rup pe tot să moară Bibi, bă. Doamne, cum le-a dat omul, nicio treabă, mă. Bă, nicio treabă, bă. O treabă n-a avut omul, le-o dat la aia, s-o pișat pe ei. Ia. Se duc pe garaj toți, deci au-i clear, omul normal că știe că au-i clear. Da, ce să ne mai așteptăm și... Oh my god! Cum i sare ținta aia, n-are FOV-ul făcut ca lumea. Mamă, n-are FOV-ul făcut ca lumea asta. Deci numai de rage-căr dăm apar. Uai, mamă, cât de slab e, mamă, să ai rage-ul să mori în halul ăsta bătut de un legit, mă. Bă, ăsta e slab, nici nu mă mir că pierdut 11 runde, mă. Bă, e slab rău de tot, mă, bă, slab rău de tot. Și cu code, ia uite-l cum moare acum. Doamne, mă, bă, ăsta-i dobitoc, mă. Gata-s, gata. Atât au fost, băieți. Ăsta a fost Overwatch-ul. Și-a băgat-o mai zâmbapul la nu știu să joc cu legit, butul băgăm rage-ul, ce drecu. Na, și-o băgat rage-ul, băiatul, acum o să vedem un meci așa, nu mai vedem, numărăm păduchii de pe podea. Hai să vedem, îl ia pe 7 ăla. Doamne, dacă moare și așa, bă, ăsta-i dobitoc, dacă... Ok, un kill pe Dalmațian. Bă, dar cum ratea? Ok, încă un kill pe Robin Hood. Mamă, zice și pe 9-le ăla, eu mă uit doar pe radar acum. Uai, câtă cum, bă? Dar cum moare ăsta, mă? Eu nu-l înțeleg, jur. Bă, ăsta are IQ-ul pe minus, pe radical din minus 20 pe 2 în pula mea. Nu știu cum ce IQ are ăsta, dar e praf rău de tot, bă. Uite ce slabă e. Uitați-vă și voi ce... A, are și ăla spin. Holy shit, cred că l-am văzut pe ăla cu capul jos, nu știu de ce am impresia. Opa, trebuie să dau o pauză dacă pot, dar nu cred că pot eu să dau o pauză chiar așa. Are e și ăla cu capul în jos? Ah, nu pot să dau așa de repede, a rămas arma blocată. Bă, băieți, bă, cred că și el a respins. Mi s-a părut mie că era cu capul în jos ăla. Nu știu dacă așa l-am prins eu sau chiar a respins și ăla, dar e ceva super dubios. Haideți să vedem continuarea. Dar ce să mai văd la Overwatch? Dacă îi dau direct skip, să vedem, mai face fraguri, omul pratează rău de tot, de la core, de la nu știu, deja chiar au hack sau legit și are... Mamă, cum pierd, nu cred așa ceva, au pierdut 2 runde cu spinul, bă, versus legit. Bă, voi vă dați seama cât de slab e omul ăsta, mă? Bă, au pierdut 2 runde cu spinbotul versus legit, că nu știu dacă iau hack, că mie nu-mi par. Nu știu ce să zic. Bă, oameni buni, gândiți-vă la asta, bă, bă, tu cu spinul doar te plimbi pe hartă și strage hack-ul automat. Trebuie doar să știi să te pui crouch. Uite ăsta dă, doamne, mă. Bă. Mi-a venit să și vomit acum, era să vomit. Când văd pe ăsta cum joacă și cu spin, uite, arunc. Uite, o lăsat bomba în bază, mă, știa, joacă la silver 100%. O rămas bomba în bază, nimeni nu se duce după ea. Pentru ce, drecu? Eu mă uit doar pe radar, că așa ce face el, nu-mi dau seama nimic din ce face. Să-mi va picioarele cu capul în tavan, acum jos, aia, era pe jos, era pe lada aia. Bă, na, ce să mai zic, bă, băieți. Cam asta a fost Overwatch-ul, hai să dăm și noi ce skip la rundă, nu știu, hai să dăm așa. Da, omul e slab, rău de tot. N-ai ce să-i faci la omul ăsta, bă. Bă, învățați, mă, să jucați cu codurile ca lumea. Bă, îți bagi codul, intri cu buții, îți faci un config ca lumea, bă, omule. Îți faci un config de legit, știi? Îl testezi cu buții și după intri pe matchmaking cu codul. Nu intri așa direct și mori. Păi, cum dracu? Eu nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg așa ceva, bă. No, evident, insuficient și insuficient. Submit verdit. Bă, băieți, Sper că v-a plăcut acest episod de Overwatch. Dacă mai vreți episoade de genul, dați frate și voi acolo un like și un subscribe. Îi mulțumim încă o dată lui Bogdi, a.k.a. ThePingu. Aveți canalul lui în descriere, dați și voi acolo un subscribe și un like la live-uri, că face și el live-uri și tot de astea cu legit taking exact ca mine, dar nu bine, nu joacă pe contul ăsta, vă dați seama. Dar dați și voi acolo un subscribe și un like, frate, și la el și la mine strângem 1000 de like-uri și ne vedem data viitoare. Salut!